Întreaga zonă cercetată însumează 30.000 de kilometri pătrați, adică dublul suprafeței Dobrogei. Dacă va fi identificată o mină marină, nava se va opri la o distanță de siguranță, iar embarcațiuni rapide cu scafandri vor înainta către zona periculoasă. Noi ne deplasăm cu embarcațiuni mici, de tip RIB, ne apropiem foarte încet de ea, iar de la distanță încercăm să o ridicăm. Este o activitate periculoasă, dar asta ne place să facem și asta facem cu succes. A presupune plantarea unei încărcături explozive pe corpul minei și detonarea acesteia de la distanță de siguranță, astfel încât să nu fie periclitată siguranța. Militare și scafandrii antrenați special pentru a descoperi și distruge mine marine au misiuni dedicate pe mare și în zona deltei. Avem 4 nave care execută cercetarea și supravegherea raionelor maritime. Avem la Mangalia o navă, Constanța 2 nave și la Sulina încă o navă. În plus, mai avem și 2 elicoptere care execută cercetarea aeriană. Nava de mici dimensiuni din spatele meu a încălcat zona de securitate a navei. S-au emis avertizări în repetate rânduri, iar pentru că aceasta nu s-a îndepărtat, a fost tras foc. În paralel, aproape 1000 de militari din forțele navale române sunt angrenați în 2 exerciții militare care se desfășoară până pe 8 aprilie. Pe aceste hărți se execută navigația fizic. La bordul navei se află și dispozitive de hărți electronice, radare și alte dispozitive de navigație. Nava viceamiral Constantin Bălescu a neutralizat deja o mină la circa 70 de kilometri de capul Midia în urmă cu 3 zile. Dispozitivul exploziv fusese descoperit din întâmplare de un pescador. Echipa TV formată din Ana Maria Stancu și Florin Lungu a petrecut toată ziua la bordul puitorului de mine și plase. Ana este alături de noi chiar acum, în legătură directă. Ana, bună seara! Cum a fost să asistați la așa o misiune pe mare? Bună seara, bun găsit tuturor! A fost o participare și o misiune deosebită. Într-adevăr, alături de colegul meu, am petrecut aproape toată ziua la bordul puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu, nava a forțelor navale române. Practic am plecat de aici, din portul militar Constanța, și ne-am deplasat la o distanță de 80 de kilometri și pe parcursul acestui drum nava a efectuat cercetare în vederea descoperirii unor posibile mine. Însă astăzi nu au fost descoperite mine, dar s-au cules informații pentru o imagine clară de recunoaștere a spațiului maritim. Aceste informații au fost culese cu ajutorul navelor, aeronavelor, dar și a senzorilor de coastă. Așa cum spuneam, nu a fost identificată vreo mină, însă militarii de la bord împreună cu echipa de scafandri EOD au simulat identificarea unei mine și ne-au arătat exact cum se deplasează cu embarcațiunile mici, de acolo de unde nava păstrează distanța de siguranță pentru a observa o posibilă mină, pentru a o analiza și a stabili exact modul de reacție. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că la orice oră este pregătită această navă să intervină, la fel și militarii, chiar dacă noaptea sunt grele aceste misiuni, iar ziua sunt ceva mai ușoare, pentru că vorbim în această perioadă de o alertă care este de un aviz care a fost emis de Direcția Hidrografică Maritimă și trebuie să fie cercetat spațiul maritim. Și mai mult decât atât, spuneam că este destul de greu, pentru că minele de suprafață pe care este posibil să le observe în perioada următoare această navă de luptă sunt de mici dimensiuni, au practic un diametru de 50 de centimetri și sunt foarte greu de observat.